A venit iarna cea grea în ajun de Crăciun. Vântul a suflat ca turbat în multe zone din țară, iar ninsoarea abundentă a creat haos pe șosele. Mulți șoferi au plecat nepregătiți în vacanță, iar mașinile fără anvelope de zăpadă fie au derapat, fie s-au blocat pe drum. Aglomerația cea mai mare a fost pe DN1, acolo unde circulația a fost blocată ore bune. Un viscol de abia vedeai la câțiva metri în față s-a dezlănțuit pe drumul național 1. După ora prânzului, o furtună de zăpadă a acoperit stațiunile de pe Valea Prahovei și a creat haos în trafic. Mulți șoferi au plecat fără să își echipeze mașinile cu cauciucuri de iarnă, iar din această cauză, autoturismele au derapat în șanț. La predeal, sensul de mers către București a fost complet paralizat. Mașinile fără anvelope de sezon au blocat o bandă de circulație, iar utilajele de deszăpezire au intervenit cu greu. Acești turiști, de exemplu, au fost ajutați de un polițist să împingă autoturismul blocat în nămeți. Haos general a fost și la Sinaia. Din cauza ninsorii abundente, vizibilitatea pe șosea era extrem de scăzută. Traficul a fost blocat cu orele, iar afectate au fost inclusiv ambulanțele care și-au făcut loc cu greu printre coloanele de mașini. Dezastru, i-a prins nepregătiți. Ca de obicei. Sunt nepregătiți. Nu contează. Plătim rovinete, plătim de toate și... asta avem. E grav. Am o oră de când stau aici. E grav, grav. Nu știu ce la banda asta, nu poți bage o săriță să plec de ceva cine după aia. E totul blocat. Vremea le-a dat mari bătăi de cap și turiștilor care au încercat să ajungă la Rânca. Deși meteorologii au avertizat că urmează zile cu viscol și ninsori, șoferii au plecat la drum cu anvelope de vară. Unii și-au luat în schimb plasă aderentă pentru cauciucuri ca să poată răzbi pe drumul acoperit cu zăpada înghețată. Pe multe porțiuni s-a circulat bară la bară, iar din loc în loc s-au creat blocaje pe șosea. Aproape întreaga țară se află sub avertizări cod galben și portocaliu de ninsori abundente și viscol care va atinge la rafală viteze de până la 120 de km la oră. Problema este că vremea nu se va îmbunătăți nici în ajun de Crăciun. Harta codurilor a fost actualizată de meteorologi, iar problemele vor continua în sudul, centrul și nordul țării. Și de parcă ninsorile abundente nu erau de ajuns, probleme mari a creat și viscolul. Planurile turiștilor care au ajuns la schi în Poiana Brașov au fost date peste cap. Vântul care sufla ca turbat a închis domeniul schiabil din masivul Postăvarul. Deși ninge ca în povești și sunt minus 3 grade Celsius, turiștii nu se pot bucura de pârtile din masivul Postăvaru, asta pentru că instalațiile de transport pe cablu sunt oprite. Vorbim despre telegondolă și cele două telecabine care nu-i pot urca pe turiști pe munte, asta pentru că sus, la peste 1800 de metri altitudine, vântul suflă cu viteze de peste 120 de km la oră. E vânt puternic, de aceea sunt închise, dar încercăm și mai încolo, poate. Poate se deschid. Deci mai dai o tură mai târziu. Da, neapărat. Aici, la baza muntelui, nu prea ai unde să schiezi. Nu, sunt pârtii mici. Ar fi fost frumos să schieze azi. Din păcate, condițiile meteo nu sunt favorabile. Asta este pierdut să-ți petreci ziua la asta. Bineînțeles, da. Ți-a dat puțin planurile peste cap? Destul, da. Dezamăgit? Cât de cât, da. Mai încercăm. Foarte mult de muncă au avut și angajații hotelurilor din stațiune, care au curățat toată ziua zăpada din parcări. Înapoi, frână și atât. Bine, și cât timp reușiți să curățați? Depinde de zăpadă. Dacă e mai cum e acum, să zic maxim o oră cu tractorașul. Dacă un pic mai mare, durează un pic mai mult. Când a început să ningă? Cred că peste noapte. Când am ieșit afară, deja nigea. Bine. Probleme au fost și pe calea ferată. Mai mulți copaci au căzut pe liniile de înaltă tensiune, în județul Hunedoara, iar două trenuri de călători au rămas blocate. În județul Caraș-Severin, crengile unui arbore au luat foc, iar momentul a fost filmat de mecanicul de locomotivă al unui tren care a fost nevoit să întoarcă garnitura în stație.
Din cauza cantității mari de omăt depusă pe carosabil, traficul în pasul Oituz a fost blocat complet, iar la Suceava drumarii au scos utilajele de deszăpezire pe șosele încă de dimineață, atunci când au început să cadă primii fulgi de nea. Drumul spre Muntele Mic din Retezat este închis pentru că pe creste este viscol și vizibilitatea spre zero. Pârtiile sunt închise și la Voineasa, unde este cod portocaliu de viscol. Vântul între 80 și 120 de km pe oră a smuls tabla unui acoperiș al unui bloc din Pitești și al altuia din Sibiu, acolo unde și numeroși copaci s-au prăbușit. Meteorologii spun că inclusiv duminică vom avea parte de episoade violente din partea vremii. În orice colț de lume ar fi de Crăciun, românii se întorc acasă, acolo unde inima bate mai rapid și totul se simte intens. O familie de maramureșeni stabilită în Franța a revenit la căsuța din Maramureș, acolo unde mirosul de cetină te întoarce în copilărie. Alina și Ioan Florea speră că în curând vor numi România din nou căminul lor. Într-un colț de Maramureș, tocmai la Ocna Șugatagului, o familie de maramureșeni neoși este pregătită de sărbătoare. Familia Florea Pop a luat calea străinătății acum 20 de ani, dar în fiecare an de Crăciun străbat cei aproape 2000 de kilometri din Franța ca să petreacă autentic acasă. De ce am zis acasă, mă, Ionuc? Păi am zis să facem sărbătorile cum e tradiția la noi, la Maramureș. Ca tot românul plecat, niciunde nu-i... Ca acasă. De că suntem plecați, cred că numai într-un an am rămas acolo. Și acela a fost cel mai greu. Și ne-am jurat că nu mai rămânem de sărbători. Facem tot posibilul să zinim acasă, să petrecem cu familia. Părinții Alinei s-au mutat la Timișoara când era încă un copil. Acolo, mai târziu, l-a cunoscut pe Ioan, care i-a devenit soț. Au vrut să-și croiască un drum nou împreună și au plecat în Franța. Am plecat ca să facem un trai mai bun. Fără susținere, din ambele părți, doi coconi au făcut altă cocoană. Tot timpul când zinim acasă, așa de repede ajungem și când ne întoarcem... E tare lung drumul. Atâta e de lung, parcă... Cum? E răbdător să ajungem. Fiica lor, Narcisa, a plecat și ea în urmă cu 10 ani la studii în Franța, doar că sufletul o trage înapoi. Te integrezi la un moment dat, cum am integrat și eu. Și ce Crăciun ar fi acela fără portul tradițional din Maramu? În casa familiei Florea Pop găsim adevărate bijuterii. Camera cu zastre. Aici, la noi, în Maramureș, cred că nu există maramureșan să nu aibă așa ceva. Poate nu așa mare colecție, dar asta e colecția noastră. Și mai ales având o fată în casă, pleacă cu ea. Zastrea ei, pe când a zinit ziua. Stăte lucrate, ce vedeți aici, nu-i nici una făcută la mașină, ce vedeți până în capăt. Tăteți lucrate cu mâna. Am cămeșă și din de 160 de ani. Narcisa își dorește să revină definitiv în România după terminarea studiilor și speră că, într-o zi, o să-și convingă părinții că nicăieri nu-i mai bine ca acasă. În România, într-un colț de Maramureș, în căsuța din Ocna Șugatagului, unde pare că timpul a stat în loc.
Satul lipovenesc Jurilovca se pregătește să întâmpine turiștii de Crăciun. Pensiunile sunt aproape pline, iar de pe mese nu vor lipsi preparatele tradiționale pescărești. Storceagul, salata de icre și peștele învelit în mălai vor fi la discreția pofticioșilor care au ales delta în locul muntelui. Crăciunul în stil lipovenesc se petrece la Jurilovca. Aici gazdele sunt pregătite de oaspeți. În cadrul pensiunii avem 8 camere, fiecare cameră cu propria tematică, iar aici suntem în camera Matrioșca, pentru că, bineînțeles, Jurilovca este o comunitate locuită în majoritate de ruși lipoveni. Iar în cameră avem aici un dulap tradițional făcut de mine, în spatele căreia se ascultă televizorul. Pentru cei care vor momente de răsfăț, este pregătită o saună uscată. Oaspeții noștri vor mânca bine și poate mult și atunci au nevoie și un pic de detoxifiere. Avem o saună tradițională, fix aici la parter, da? Și aici vor intra, pot să intre până la 4, chiar 6 persoane, să se detoxifieze, să se relaxeze. Gradul de ocupare pentru următoarele zile este de 75%. Oaspeții noștri vor avea parte de preparate tradiționale românești de Crăciun, dar bineînțeles că vin aici să servească pește. Vorbim de sarvale din pește, vorbim de ică, vorbim de pește marinat, vorbim de lachier de scrumbie. Pentru Crăciun pachetul costă 2550 de lei pentru două persoane. 3 zile, all inclusiv, băuturi tradiționale locale. Cine nu a vrut servicii all inclusiv a optat doar pentru cazare cu mic dejun. La această pensiune din Jurilovca mai sunt 4 camere disponibile pentru Crăciun. O noapte de cazare costă 300 de lei pentru două persoane, iar în acești bani sunt incluse micul dejun, dar și această priveliște superbă către portul turistic. Bucătarii au pregătit meniuri speciale pentru cei care vor să înlocuiască carnea de porc, piftia și cârnații tradiționali. Avem un platou tradițional pescăresc cu salată de icre de ștucă și crap, ceapă roșie, mușdei pentru hamsie și inclusiv pifteluțe de pește. Da? După care avem storceag tradițional, storceag cunoscut în toată delta, cu morun. Da? Și avem un șalău prăjit cu mușdei și mămăliguță, un clasic de data aceasta, și migdale, acolo o tortă de ciocolată, să zicem că e ca un Moș Crăciun, l-aș interpreta eu. E o ciocolată cu migdale și un sos de mure. Satul Jurilovca se află pe malul lacului Razelm, în rezervația biosferei Delta Dunării. Pe lângă experiența gastronomică, turiștii pot vizita diferite obiective turistice situate în zonă sau pot face excursii pe apă. Încă din start avem biserica din sat, care merită, este undeva de pe la 1870, dacă nu mă înșel. După aceea avem indicator, din fericire este și bine marcată, către cetatea Argamum, una din cele mai vechi cetăți antice alături de Histria și Enisala. La 10 km sau 12 avem inclusiv cetatea Enisala, pe care o recomand din tot sufletul. Pe zi, pe apus, este un apus superb acolo. Iar dacă le este totuși dor de mare, foarte ușor se pot urca într-o bărcuță, pentru că sunt foarte multe astfel de oferte din portul Jurilovca, să se ducă la gura Portiței. O plimbare cu barca până la gura Portiței costă 70 de lei de persoană. Nu există masă de Crăciun fără sarmale. Gospodinele din toată țara pregătesc bunătățile tradiționale care stau la loc de cinste de sărbători. În mărginimea Sibiului, gospodinele respectă rețeta tradițională păstrată exact așa cum se gătea pe vremea bunicilor lor. Spui sarmale, te gândești la varză murată, carne de porc și ceapă, ingredientele tradiționale pe care le folosesc și gospodinele din mărginimea Sibiului. Ele au și câteva secrete pentru a găti cele mai gustoase sarmale. Sarmalele cu carne de porc, ciolan, cu varză, carne tocată de porc. Am tăiat porcul și am oprit pentru sarmale. Eu am învățat să fac de la mama și bunica mea sarmale. Sunt tradiționale, din mărginime. Rețeta neschimbată de generații este cea care duce la gustul inconfundabil de sărbătoare. La un kilogram de carne, 100 de grame de orez, sare, piper, opțional mai putem pune un ou dacă dorim, dacă nu merge și fără. Carnea trebuie să fie nici prea grasă, nici prea macră. Deci trebuie undeva amestecat să fie. Un sfert grăsime, 3/4 carne. Prima dată se toacă mărunt ceapa și se pune la călit în puțin ulei. Orezul spălat bine se adaugă peste ceapă și se mai lasă câteva minute. În timp ce se răcește ceapa călită, se pregătesc foile de varză murată. Trebuie să avem grijă să nu fie nici foarte tari foile, să le pregătim, să nu fie nici varza foarte acră, dacă e un pic acră dăm un jet de apă. Frunzele care sunt mai de nou prea frumoase, le păstrăm, că o să le tocăm pentru
să punem și varză, că sarmalele sunt bune și cu varză, varza cu ciolan. Carnea tocată se amestecă bine cu ceapa călită, orezul și oul bătut. Se adaugă sare și piper după gust. În mărginime, de fapt, nu punem bulion la ele. Le lăsăm albe. Trebuie amestecată. Carnea se cunoaște când e amestecată suficient. Ea oarecum crește așa în volum. Gospodina trece apoi la împachetatul sarmalelor. Întâi închin orice. Acum am terminat carnea pentru sarmale și fac o cruce să ne ajungă și să iasă bune și să fim sănătoși. Trebuie să le avem grijă, să le punem la amândouă capetele să le băgăm, să iasă cam la fel. Lucrul făcut cu răbdare și migală aproape a ajuns la final. Sarmalele mai trebuie doar să fie așezate cu grijă în oală și puse la fiert. În mărginime, gospodinele adaugă un ingredient special. Aici avem pisătură, se numește la noi aici în mărginime, slănină tocată și cu ceapă, slănina albă, neafumată. Asta dă gust bun la sarmale. Nu să pun sarmalele direct, punem un strat de varză, după care așezăm sarmăluțele roată. În mijloc se pun bucăți de ciolan afumat, care vor da o savoare aparte. Porția de sarmale are lângă ea nelipsita mămăligă și smântână. Campania știrilor Canal D Dăruiește Crăciun continuă astăzi cu povestea impresionantă a Anei, o tânără mamă cu o voce duioasă care crește cu puterea unui titan trei copilași superbi. Au fost și pe stradă, au dormit înveliți toți cu o geacă și acum, ușor, ușor, viața lor merge spre bine. De sărbător am vrut să le facem o bucurie și am mers cu ei la târg. Ei au fost acolo pentru prima dată în viață. Pentru Cătălin și Cornelia, Simona Pătruleasa a fost gazdă la târgul de Crăciun. Erau atâtea lumini că în cea mai mare parte din timp doar au stat și le-au privit. Au împodobit și ei acasă ca să-l aștepte pe moșul. Ușor, da? Nu trebuie să te grăbești, că tot acolo ajungi, da? Așa. Tu, mami, te descurci? Păi asta facem. Când vin de la muncă, asta facem. Adică nu contează că ajung la 8, 9, 10... Mai întâi stau cu ei, mă asigur că a terminat, facem baie, mănâncă înainte să ajung acasă, asta cu siguranță că nu stă până ajung eu. Și după la somn, ne trezim dimineața, ne spunem repede cu ochișor, pământ, pădințișor și școală. E atât de frumoasă și de tânără și a văzut atât de mult rău. O cheamă Ana, cam poveste, și la 25 de ani are trei copilași de crescut. E singură și poate e mai bine așa. Mai așa, ba creon, ba pix, ba culori, ba. I-am spus că din cauza asta el nu scrie bine, din cauza că se grăbește întotdeauna, da, e pe grab. Da. Și... el se mai oftică că de ce mami ea înainte a terminat și ea de ce știe. Pentru că are răbdare. Totul e să ai răbdare. Nu ai răbdare, nu faci nimic. Cu răbdare se clădesc lucrurile mari. Așa cum vor ajunge și a ei micuți și vor fi mai bine. Până atunci, Ana muncește zi lumină ca ei să poată merge la școală. Face naveta 50 de kilometri la o fabrică de lapte în București ca să le pună ceva pe masă, să aibă caiete și, dacă se poate, să vină moșul. Cine vrea să-mi spună ce își dorește de la moșul Crăciun? Tu ce vrei? Carioci. Carioci, ok. Ce ai vrea? O drujbă. O ce? O drujbă. O drujbă? Da. Ce să faci cu ea? Să mă joc. Dorințe mici, pe atât cât poate moșul să aducă în sac, dar n-a fost an în care sub brad să nu fie nimic, nici măcar atunci când le-a fost cel mai greu. A fost atunci când nu mai aveam unde să stăm. Stăm pe genunchi cu ei și nu cerea mâncare și spuneam, mami, dar mi-e frig. Într-adevăr era frig. Și spuneam, mami, mi-e frig. Și eu că aveam decât o singură gecuță, am învelit pe toți trei așa. Vine laptele, spune, cum spui tu? Vine laptele! Hai, stai jos aici, da? Mami, să-mi spui, Cornelia, că tu spun...
Și vă spun la fel ca ei. Dar mami, păi cum? Mami e puternică, mami se duce, mami face. Mami, dar mie mi-ai cumpărat aia așa? Și da, mami, de ce? Zice, mami, dar eu am crezut că tu nu o să ne iei niciodată. Și zice, mami, cum să nu-ți iau? Că i-am plăcut o popoșă și ea crezi că nu o să o cumpăr. Și zice, bă, da, pentru că mi-a zis că ești deșteaptă la școală și că ești a mea. Dar cum și cei mai puternici dintre noi au nevoie din când în când de sprijin, am mers acasă la Ana și la copiii cu daruri de la Moș Crăciun și apoi ne-am revăzut la târg să ne bucurăm împreună. Deci tu ești mai mare? Nu, eu sunt mai mică. Deci, eu am crezut că tu ești la liceu? La grădiniță? La școală? A treia. Aha, în clasa a treia? Pentru ca toate astea să fie posibile, Canal D, prin campania Dăruiește Crăciun, și-a unit forțele cu World Vision România. Împreună ne-am propus să ducem copiii din satele României la un târg de Crăciun pentru prima oară în viața lor și să le oferim împreună o experiență de neuitat. Poți contribui și tu la bucuria acestor micuți printr-un SMS la 8864 cu textul Speranța, în valoare de 4 euro pe lună sau donând orice sumă pe www.worldvision.ro. Dăruiește Crăciun acolo unde nu există. Clădirile cu povești prin viață în apropierea sărbătorilor. Proprietarii câtorva locații celebre din capital au cheltuit sume mari pentru superbe decoruri care au devenit rapid puncte de atracție. Bucureștenii și turiștii de pretutindeni vin special să se fotografieze, iar pozele devin instant virale pe paginile sociale. Clădirile se întrec în acest an în decoruri de Crăciun, în timp ce oamenii în pozele postate pe rețelele sociale. Brazii, fundițele și acadelele de pe acest imobil emblematic din capitală îi fac petrecători să poposească 10 de minute să admire ornamentele multicolore. Iar de jur împrejur auzi doar indicațiile celor care fac fotografii. Poți să vii și spre mine, așa, tu ești într-o parte. Ca să aibă poze de nuntă memorabile, Alexandra a decis să facă aici, în decorul de Crăciun, ședința foto. Cum altcumva decât în rochia albă, de mireasă. Mă simt precum creasa zăpezii. O să-mi postez pe Instagram, pe Facebook, peste tot. Clădirea a devenit atât de cunoscută, încât și cei din afara țării vor să facă poze aici. We are from Bulgaria and we see this building in Instagram and we come here to make photo. A photo. Beautiful, frumoasă! Într-un alt colț de capitală a prins viață de sărbătoare o altă clădire de poveste. Încă din stradă, oamenii sunt întâmpinați de o mașină plină cu daruri care a făcut furori pe internet. Este minunat, chiar l-admiram mai devreme. Copiii își făceau poze aici foarte frumos, superb este. Orice pasionat de fotografie e luat prin surprindere de decorul ca desprins din basme. Sunt foarte mulți oameni care se pozează în acest loc și intră în magazin. Avem cumva pe contul nostru, am făcut un reach de peste 1 milion de vizitatori. Chiar avem câteva poze cu peste 10.000 de like-uri. Cumva a prins foarte bine și ne bucurăm, inclusiv în afara țării. O altă locație virală pe rețelele sociale se află în inima capitalei. Mi se pare extraordinar. Așa e o senzație de London, pot să zic. Fațada acestui hotel e acoperită de brazi înalți cu luminițe, însă interiorul este cel care îi lasă fără suflare pe iubitorii clipurilor instagramabile. This year we decided to gift our guests with the Christmas decorations inspired by Orient Express. I feel how the guests are coming, making the photos, enjoying. They're really looking into every detail that our decorators have put in our decoration, starting from the main entrance to our beautiful lobby. Imaginile surprinse în aceste locuri decorate spectaculos de sărbători atrag milioane de vizualizări îndată ce sunt postate pe paginile de socializare.
Crăciunul nu este despre mult și bine, ci despre lucrurile simple care aduc fericirea. Despre puținul care odată dăruit înseamnă enorm pentru cei care n-au avut și nu au. În ajunul Crăciunului, echipa Asta e România revine acasă, în vârf de munte, la bunicii uitați de lume sau în casele unde copiii sărmani îl așteaptă pe Moș Crăciun. Mâine, de la 14:30, nu ratați o ediție specială Asta e România, întoarce-te acasă de Crăciun și du bucuria cu tine. Satul lui Moș Crăciun este tărâmul magic pe care cei mici și cei mari își doresc să-l descopere deopotrivă. Cum arată cu adevărat acesta și ce surpriză are moșul pentru copiii care îi trec pragul? Aflați din materialul realizat de colegii mei Mădălina Bichir și Mihai Știr. Moș Crăciun este cel mai îndrăgit personaj în perioada sărbătorilor de iarnă. În noaptea de 24 spre 25 decembrie, bătrânelul Rotofei, cu barbă albă și lungă, coboară pe horn și le aduce cadouri copiilor care au fost cuminți tot anul. Cu toții ne-am întrebat unde e casa lui Moș Crăciun și ce face el în restul anului până când împarte cadouri copiilor în noaptea de Crăciun. Casa lui Moș Crăciun se află chiar pe linia Cercului Arctic, iar acum suntem cu un pas mai aproape de Polul Nord, mai exact la 2500 de kilometri de acesta. Satul lui Moș Crăciun este situat la aproximativ 8 km nord-est de Rovaniemi. Odată ajunși acolo, cei mici și cei mari vor simți că au pășit într-un loc magic. Satul este decorat cu mii de luminițe colorate, ghirlande și clopoței care creează o atmosferă de basm. Wow, it's incredible and very cold as well. We just arrived and it's impressive. Yeah, we're planning to meet Santa. We are from Poland, but it's first time. It's beautiful because from Poland we don't have winter now, but this place is beautiful. Am venit să salutăm pe Moș Crăciun și să aducem niște scrisori de casă. N-aș vrea să-i cer neapărat, ci să-i mulțumesc pentru lucrurile care mi s-au întâmplat. Cum crezi că va fi întâlnirea cu Moș Crăciun și de cât timp o aștept? Emoționată, pentru că cred că de când eram mică o așteptam într-un fel și știu că, mă rog, sunt lucruri care nu depind de mine, dar acum am ajuns aici, chiar dacă sunt mare, și sper să mă bucur. Adică eu sunt sigură că o să plâng. Biroul lui Moș Crăciun este unicul loc de întâlnire a sute de mii de vizitatori din întreaga lume care vor să-l vadă pe cel mai simpatic bătrânel.
Îndrăgitul Moș nu lucrează numai de sărbători, fiind prezent la datorie pentru public în fiecare zi a anului. Acesta este locul unde se întâmplă magia. Aici este căsuța lui Moș Crăciun, unde îl puteți vedea, vă puteți întâlni cu el și puteți lăsa lista de dorințe. Însă trebuie să vă înarmați cu foarte multă răbdare, pentru că timpul de așteptare poate ajunge chiar și la o oră. We are having such a good time in Santa's Village. Okay. We are from Ireland. How excited are you guys to meet Santa? Really excited. Are you excited, Catherine, to meet Santa? What do you want Santa to bring you? I want to get like a pair of really fluffy pajamas. Turiștii au diverse activități. Poate să meargă în safari cu sania trasă de câini husky, poate să meargă cu sania trasă de reni, merg în pădurea Lapona, în casa lui Moș Crăciun și Moș Crăciun îi primește și le oferă cadouri, poate să meargă să facă ice karting, să meargă să viziteze multe alte locuri din zonă, să facă ski, pentru că în apropiere există și stațiunea Levi, care are 45 de pârtii de schi, dintre care 15 sunt luminate de ceau nocturnă. Tot aici găsiți cel mai renumit oficiu poștal din toată lumea, unde puteți trimite în orice zi o scrisoare persoanelor dragi. Scrisoarea va ajunge întotdeauna în ajunul Crăciunului, un cadou cu adevărat surprinzător. La rândul său, moșul primește sute de mii de scrisori din toată lumea. Am intrat în celebrul oficiu poștal al lui Moș Crăciun. Acesta este locul unde puteți scrie o amintire pentru cei dragi, care va ajunge la ei până de Crăciun, oriunde s-ar afla aceștia. Anual, peste 2 milioane de scrisori ajung aici la oficiul poștal al moșului. We're writing our grandma a postcard. We're writing from Lapland and we're wishing her everything the best. Copiii care nu pot ajunge să-l viziteze pe Moș Crăciun în Finlanda își pot trimite scrisorile în Laponia la adresa afișată pe ecran. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici, dar de la ora 20 urmează un nou episod din serialul Fenomen, Secrete de Familie. Eu sunt Silvia Ioniță, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept mâine la jurnalele Canal D de la ora 12, dar și de la ora 18. O seară frumoasă vă doresc tuturor, toate bune! Aproape toată țara se află sub cod galben de vânt puternic. În Oltenia, Muntenia și Transilvania vor fi rafale de 70-80 de km pe oră, iar la munte vor fi viteze de 90-100 de km pe oră. În zona de munte va ninge viscolit, iar vizibilitatea se va reduce semnificativ. În Maramureș și Transilvania, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă. Iar în zona înaltă a Carpaților meridionali și occidentali e cod portocaliu de viscol. Este în vigoare și o avertizare cod portocaliu de viscol puternic, valabilă mâine, în ajunul Crăciunului, dar și în prima zi de Crăciun. În zona Carpaților orientali și a Carpaților meridionali. Astăzi, cerul a fost mai mult înnorat și am avut precipitații pe arii extinse în regiunile intracarpatice și local în rest. În zona montană, local a nins moderat cantitativ, 10-15 litri pe metru pătrat. În Maramureș, Transilvania, dar pe arii restrânse și în Moldova, a nins viscolit, iar la munte a fost viscol puternic, vizibilitate foarte redusă și zăpadă troienită. Temperaturile maxime s-au încadrat între minus 2 grade în estul Transilvaniei și 10 grade în sudul Olteniei și al Munteniei. Se anunță o noapte destul de rece. Stelele și luna vor fi ascunse după nori. Vântul își va face simțită prezența, mai ales la munte și local în sud-est. Pe arii restrânse va fi ceață, posibil asociată cu chiciură. Minimele se vor încadra între minus 6 și 3 grade Celsius. Duminică va fi la fel de rece, așa cum este de așteptat în această perioadă din an. În nordul țării și la munte, cerul va fi mai mult noros, izolat vor fi precipitații mixte. În restul teritoriului vor fi ploi slabe. Vântul va sufla moderat, iar temperaturile maxime se vor situa între 0 și 13 grade Celsius. Haideți să vedem cum va fi vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, temperaturile sunt ceva mai ridicate față de restul țării. Se vor înregistra 9 grade în Pitești și 7 grade în Slobozia. Nu putem spune același lucru și despre Transilvania. În această regiune, maximele nu depășesc 6 grade în Alba Iulia și 4 grade în Brașov. Cerul va fi mai mult noros și izolat vor fi ploi slabe. În Moldova se anunță ploi ușoare pe tot parcursul zilei. Cerul va fi înnorat, vântul va bate ușor, iar valorile termice ating 6 grade în Iași și 7 grade Celsius în Botoșani. În vestul țării sunt anunțate condiții de lapoviță și ninsoare. Mercurul din termometre urcă până la 7 grade în Oradea, 10 grade în Timișoara.
În Oltenia, temperaturile sunt mai plăcute. Vântul va sufla slab, iar cerul va fi predominant senin. Vor cădea câteva picături de ploaie, iar termometrele vor indica 10 grade în Slatina și 12 grade în Drobeta. În Dobrogea, cerul va fi variabil cu înnorări temporare, iar meteorologii anunță ploi. Termometrele vor indica 8 grade în Mangalia și 7 grade în Tulcea. În capitală, astăzi vremea a fost vântoasă, cu rafale de 55-65 de km pe oră. Cerul a avut înnorări temporare. Temperatura maximă s-a situat în jurul valorii de 8 grade. La noapte, cerul va fi variabil cu înnorări în a doua parte a intervalului, când va ploua slab, iar trecător vor fi posibile precipitații mixte. Vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45-55 de km pe oră. Temperatura minimă va fi de 0 grade. Mâine, cerul va fi variabil, vântul va avea intensificări, iar termometrul va indica 10 grade. La munte, vremea va fi vântoasă, astfel că vor fi viteze de 90-100 de km pe oră, iar la altitudini mari, în vestul Carpaților meridionali, rafalele vor depăși 110-120 de km pe oră. Cerul va avea înnorări și va ninge local moderat cantitativ, 15-25 de litri pe metru pătrat. Va fi viscol puternic, vizibilitate foarte redusă și zăpadă troienită. Vor fi 2 grade în Sinaia, la fel și în Stâna de Vale.